Dragi făgărășeni, bine v-am regăsit la o emisiune Nova Special. Invitatul meu de astăzi este domnul profesor Bogdan Dragoș, care în același timp este arbitru de fotbal, antrenor și și jurnalist sportiv. Bine ați venit în emisiunea noastră, domnule profesor! Bună ziua și bine v-am găsit! Iată că jocurile de la campionatul mondial de fotbal au ajuns în faza finalelor deja, finala mică și finala mare. Am văzut uh, zilele trecute uh, cele două semifinale cum uh, dumneavoastră ca om de specialitate așa. Cum ați comentat cele două meciuri și în primul rând să spunem surpriza pentru mulți că cei din Croația, jucătorii din Croația au reușit să învingă Anglia. Da, într-adevăr, am urmărit cu un real interes nu doar uh, meciurile din uh, penultimul act al competiției, ci întreg, uh, întreg turneul de până acum. Pot să spun că uh, a fost un, un turneu final interesant, un joc, uh, un, uh, un turneu final uh, în care au apărut, cum ați semnalat și dumneavoastră, și surprizele. Legat de ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră de cele două meciuri din penultimul act al competiției, și pentru mine a constituit o surpriză faptul că Croația a ajuns până în finală. Cred că va porni cu șansa a doua, dar nu se știe niciodată, poate va, va crea surpriza și în finala cu Franța. Meciurile au fost extrem de, extrem de echilibrate, ambele echipe au, au, evoluat prudent din punct de vedere tactic, principalul lor preocupare din punctul meu de vedere a fost să nu primească gol. Așadar, nu s-au expus. Au fost două meciuri echilibrate, echipe bune, care au arătat că nu întâmplător s-au calificat în, în acest penultim act al competiției. Anglia, cu o echipă foarte tânără, credeți că a plătit tribut lipsei de experiență? Eu cred că Anglia s-a calificat în penultimul act și a fost o surpriză pentru, pentru ei parcursul atât de lung. Ajuns și aici în, în, fața, în, fața, a două examene, într-adevăr și, și, lipsa de experiență și-a spus cuvântul, au, avut, au, venit cu o echipă tânără care cred eu, cu, fără să greșesc, că în viitorul apropiat va avea un cuvânt greu de spus în, în fotbalul mondial. Iată că și în cealaltă semifinală a fost un meci echilibrat. Am văzut o echipă a Belgiei care a ținut cu bine față celei franceze și în special Hazard mi-a plăcut foarte, foarte mult acest jucător belgian. Acolo ce, ce credeți că a făcut diferența? Pentru că mult timp au mers cap la cap. Și eu sunt în asentimentul gândirii noastre. Hazard este unul dintre fotbaliștii emblematici ai fotbalului mondial, nu doar, albe, nu al, nu doar ai, ai okay. S-au întâlnit două echipe extrem de bune. Belgia, din punctul meu de vedere, o echipă superioară Franței din punct de vedere tehnic, însă Franța, o echipă pragmatică bine așezată în teren, o echipă cu jucători reprezentativi care joacă la cele mai mari cluburi din lume, o echipă care, au, care are un antrenor extrem de valoros, Didier Deschamps, un fotbalist reprezentativ pentru echipa Franței, care a fost de fapt un fotbalist reprezentativ și iată că confirmă și în calitate de selecționer. Cred eu, după cum am mai spus, Franța va avea prima șansă în, în finala cu Croația, dar să știți că și Croația au jucători buni precum Modric și Rakitić, jucători care pot pot Perisici, să, am văzut sigur că da, jucători care pot destabiliza defensiva Franței au și o putere de lupră extraordinară. Eu vă spun, după prima repriză, n-am crezut că o, să întoarcă, întoarcă rezultatul, părea că o să meargă meciul spre victoria Angliei și am, am văzut până la epuizare. Îl vedeam pe Modric, <laughs> eram pragul eșinului. da, rar era. am văzut așa o dăruire. Așa este. Cred că și spiritul, spiritul acestei țări este de așa natură încât luptă până la, la ultima picătură. O echipă foarte, foarte bună, lăsând la o parte ambiția, poate să compenseze carențele tehnice, tactice, dar până la un punct. Să nu uităm că Naționala a Croației este o echipă matură, responsabilă, o echipă cu experiență. Media vârstei selecționatei Croației este una destul de ridicată, așadar experiența a avut, a avut un rol hotărător, determinant în, în confruntarea cu, cu Anglia. Într-adevăr, jucători care, pe lângă faptul că au potențial și au dorit enorm și iată că au ajuns în, în acest ultim act. Indiferent de ceea ce se întâmplă, eu cred că Naționala Croației reprezintă marea surpriză a acestui campionat mondial. De ce credeți? Este, un, este o țară, Croația, care are ca populație cam două Bucureștiuri, cam așa, 4 milioane și 500 cam acolo. Cum credeți că uh, acum vă spun din postura de antrenor să-mi răspundeți ce se întâmplă acolo că nu numai, nu numai echipa de fotbal și alte echipe din, din Croația obții rezultate foarte bune. Deci, sportul este atât să face o selecție bună, ce se, ce se poate întâmpla acolo. Nu cunosc în detaliu ceea ce da. se întâmplă în Croația, dar sunt convins că este o viziune sănătoasă în ceea ce privește sportul în general și fotbalul în mod prioritar. După cum foarte bine dumneavoastră ați semnalat, într-adevăr, performanțele croaților nu sunt doar în ceea ce privește fotbalul, ei au tradiție și în celelalte discipline sportive. Cred eu că viziunea lor legată de sport și această viziune începe uh, extrem de timpuriu la copii de la 6-7 ani de zile, ei sunt îndrumați, selectați, probabil că și numărul de ore de educație fizică în școli uh, sunt uh, o numărul de ore este mai mare decât la noi, spre yeah. exemplu, și aici este o problemă la noi uh, în sistemul de învățământ pentru că numărul de ore este extrem de puțin, acum sărim de la una la alta da. numărul de ore este extrem de puțin este extrem de mic raportat la, la nevoile actuale ale copiilor pe de o parte și de ce nu și ale societății o să ne întoarcem la uh, acest punct. Dar vreau încă să mai discutăm despre surprizele care au apărut. Uh, Germania în primul rând, eu trebuie să vă mărturisesc că am mai spus asta, este echipa mea preferată. Totdeauna după România, Germania era. Când nu, România nu participa la un campionat european sau mondial, cu Germania țineam. Când era și România, bineînțeles, România prima, Germania a doua. Ei, Acum a apărut o echipă obosită cu multe personalități în, în, în cadrul echipei, însă nu, nu, are, nu are și mai nimica. Ce credeți că s-a întâmplat acolo? Nu știu. Cauzele... Mai, ales, că a defilat în calificări. Da. Uh, nu știu. Cauzele sunt, uh, pot fi multiple. Cred eu că și lipsa de coeziune a lotului, poate și lipsa norocului, poate, uh, poate și uh, planul tactic ales de către selecționerul Germaniei, dar să nu uităm că și eliminarea prematură a Braziliei, eliminarea da. prematura prematură a Argentinei, care au avut, uh, au avut, un parcurs mult mai scurt decât și-ar fi dorit. Da. Au fost surprize. Cred eu că la nivel mondial mondial valorile s-au mai nivelat, nu mai este așa mare discrepanța între așa zisele echipele, echipe de top și celelalte echipe. Cred eu că s-a mai, mai apropiat din punct de vedere valoric echipele și Orice mic detaliu face diferența. Să nu uităm că uh, selecționata Germaniei uh, este campioana mondială în titlu, pentru da. că încă n-avem da. da. o câștigătoare în 2018. Și adevărat spuneți dumneavoastră că întâmplarea de multe ori poate întoarce un joc dacă ne reamintim în meciul uh, Belgiei cu cei din Corea. A, a fost golul acela al belgenilor, absolut întâmplător, cu capul să lovești mingea din afara careului, aproape din afara careului, să se ducă să fie gol mai puțin. Și atunci a făcut 2-1 și de acolo s-a întors s întors meci, Într-adevăr, vedeți că de o fază de asta poate întoarce o, un meci întreg. Să știți că șansa are un aport uneori hotărător, nu doar în sport, ci și în viață. Dacă ești la momentul potrivit, în locul potrivit, poți realiza mai mult decât... Da. Altul care poate într-un alt context ar fi realizat mai mult. Sunteți arbitru. Cum ați văzut, dumneavoastră, cum ați aprecia arbitrajele care au fost la acest campionat mondial? În primul rând, nu sunt în măsură să-mi dau cu părerea despre colegii mei și nici nu am dreptul de a-mi da cu părerea, dar una peste alta cred eu că a fost. Acum nu v-am cerut o analiză da. la teatru? Una peste alta cred eu că a fost, a fost un campionat mondial, în ceea ce privește arbitrajul, un campionat mondial bun, cel puțin la nivelul jocului de fotbal a fost nivelul arbitrajului. Așa am recepționat și eu, că nu au fost niște greșeli extraordinare care să influențeze. Oh, și greșeala este umanească. Este firesc că și un jucător ratează și un arbitru poate greși. Da. Noi de regulă ca arbitrii ne propunem uh, să greșim cât mai puțin. Evident că nu putem să nu greșim deloc pentru că ar fi o utopie. Da, da. E, da. E dinamica meciului foarte foarte care, care influențează foarte mult hotările pe care le ia un uh, arbitru. Uh, să vorbim puțin despre naționala României. Mulți uh, și-au înflat mușchii când au văzut ce parcurs a avut Suedia, spunând că, domne, vedeți ce păcat că nu ne-am dus noi, că ne-am bătut pe suedezi și de unde au ajuns suedezii. Sunteți de acord cu această părere sau sunteți Bine. mai moderat ca și mine? Da, sunt mm -hmm. mai moderat, indiscutabil. Da. În, în, sport, asemenea raționamente ra nu și găsesc întotdeauna locul. Eu cred că suntem pe un drum bun, pe un culoar ascendent. Selecționerul contra a adus un suflu nou Nou, avem o altă atitudine și sper eu ca în viitorul apropiat să apară și rezultatele. Ne dorim cu toții în da, acest să mâncă. să apară rezultatele. Ați fost nu numai spectator la televizor, ci și spectator în tribune la câteva meciuri de la Campionatul Mondial. Cum ce atmosferă a fost în tribune? Noi am văzut de la, din, de la televizor o atmosferă plăcută, frumoasă și pentru prima dată Spuneam asta, vă spuneam dumneavoastră și înainte de emisiune, mi s-a părut că n-a mai existat acea încrâncenare între galerii. Am văzut oameni stând pașnic de la o echipă, lângă cealaltă echipă, și aplaudând când era cazul, fără să, să ajungă la conflicte. Da. Am avut privilegiul de a merge în Rusia alături de un prieten și un coleg de-al meu. Timp de șapte zile am stat în capitala Rusiei, în Moscova, și am văzut live două jocuri. Este vorba de Belgia-Tunisia, un spectacol agreabil, un meci în care s-au marcat șapte goluri. Mm. Belgia a învins cu scorul de 5 la 2. Okay. Yeah. Și am mai participat de asemenea pe cea mai mare arenă a rușilor, arenă pe care se va desfășura și finala competiției pe Lužnicki, o arenă modernă, refăcută aproape în totalitate de peste 80.000 de locuri. Am asistat la cel de-al doilea meci la Franța-Danemarca. Din punctul mm -hmm. acesta de vedere vă spun că am rămas dezamăgit de calitatea fotbalului prestat la acest joc. Cred eu, poate greșesc, a fost singurul joc în care nu s-a marcat niciun gol. Rezultatul final la 0-0. Bine, contextul a fost de așa natură în sensul că uh, ambele echipe erau mulțumite cu un rezultat de egalitate. Franța și atingea obiectivul calificându-se în faza următoare a competiției de pe locul întâi în grupă, cu acest rezultat da. de egalitate, iar Danemarca cu acest rezultat alb de egalitate cu, cu un egal se califica matematic în optim evident de pe cea de-a doua poziție. I-a avantajat și de multe ori scopul scuză mijloace. Așa a făcut și Anglia, nu? Cu Belgia. Cu Belgia, da. S-a da. lăsat bătută ca să nu se intre pe un cular mai ușor. Acum nu știm dacă s-a lăsat bătută, dar cu siguranță nu... N-a pus o să se câștige. Hai să fim mai, da. mai blânzi noi cu da, ei cu englezii. Da, da, da. Da. Să revenim iarăși la Germania. Credeți că un rol important în faptul că Germania a fost în atac ipotentă, clar, se datorează și faptului că de multă vreme ea nu mai are un atacant de marcă cum era pe vremuri Uwe Zeller, sau cum era Klisman. Gerd Müller Klisman sau mai... era Klisman, sau chiar Balag bine Balag n-a fost chiar așa da. puternic dar totuși era erau nume extraordinar de mari, care dădeau multe goluri am văzut acum se chinuia nu putea să, să dea gol a ieșit chiar și cu portarul la un moment dat la atac a și luat gol a, da. a pierdut portarul Minja să fie și ăsta un motiv Poate fi un motiv, însă, cred eu că Naționala Germaniei este o echipă extrem de valoroasă pe fiecare post în parte. Sunt și atacanții extrem de valoroși, numai că de cel mai multe ori, munca sau rezultatul atacanților este generat de munca asidua a fundașilor respectiv a mijlocașilor. Dacă nu apuci să duci mingi foarte multe în fața porții, prin centrări de pe benzi, printr-o verticalizare foarte bună, să-i dai posibilitatea unui atacant să ajungă în situații 1 la 1 este greu. De cele mai multe ori, în, în fața unui adversar de calibru precum Germania, majoritatea antrenorilor aleg să se apere supra numeric și atunci, închizând spațiile, așezându-se pe două linii, este mult mai greu să, să oferi baloane atacanților. Nu cred că asta este principala cauza a eliminării Germaniei, ci poate lipsa de lipsa de concentrare, poate și un pic de superioritate generată de faptul că ei sunt campioana mondială antiter, s-au relaxat, a ajuns, a ajuns la un, la un, la un ciclu de, de uzură, această națională a, a Germaniei și cred eu că este nevoie de o schimbare și acolo pentru a, pentru a, a aduce un suflu nou și o, o altă perspectivă. Federația Germană din acest punct de vedere a reacționat oarecum atipic I-a prelungit contractul antrenorului, nu-l nu vor schimba, spunea că lasă până în da. 2022. Acum să dacă el schimbă da. jucătorii. Eu cred că asta este o, o gândire și o concepție extrem de sănătoasă a tuturor lucrurilor. Noi avem tendința, noi ca da. popor latin, da. avem tendința să facem nuntă la victorie și înmormântare la eșec. Da. Lucrul ar trebui să fie altfel. Oamenii valoroși ar trebui să primească credit, oamenii valoroși ar trebui să fie susținuți în momentul în care apar și anumite derapaje inerente și acum discutăm de sport, niciodată uh, într-o competiție sportivă nu poți să știi desfășurarea ulterioară a lucrurilor. Cred eu că este o gândire sănătoasă și este o altă formă de respect arătată a antrenorului care să nu uităm că a scris istorie pentru naționala Germaniei, a câștigat campionatul mondial, a avut, a avut prezențe în fazele superioare ale competițiilor, atât în ceea ce privește campionatul european, a uh, calificat echipa națională uh, la pas, la toate turnele da. finale. Uh, cred nu știu că... dacă n-a câștigat și cupa națiunilor. Cred, la cred, cred că da. Că da. Îmi cred. scapă. Dar uh, acum revin și uh, mi-am adus aminte de faptul că am văzut o, o, un, un reportaj la televizor în care se menționa faptul că în ultimele cinci, la ultimele 4 sau 5 ediții a, ale da. campionatului mondial, echipa ca, antitrân antitrân a, a ieșit din grup. Exact, da. a părăsit da. nu știu, poate este da. 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 da, și Spania, dacă nu mă înșel la pățit același da, 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 exact, Spania. Da, asta, asta mi s-a părut interesantă, interesantă analogia între da. între fostele câștigătoare ale campionatului da. mondial. Să vorbim un pic și despre Brazilia. Mie mi-a plăcut foarte mult jocul Braziliei. Ce, ce să fi întâmplat? S-a împotmolit până la urmă. Și cu câțiva jucători, cu Mineimar, cu Coutinho, cum uh, cu Marcelo, să nu mai vorbim. În, uh, ce ce s-a fi întâmplat cu, cu ea? Da, cred că analiza anterioară legată de analiza anterioară pe care am făcut-o pentru naționala Germaniei se da. potrivește într-un fel și pentru naționala Braziliei, deși Brazilia a, a trecut de faza grupelor. Să nu da. uităm că în ultimul meci al grupelor, în, în meciul cu Serbia, în eventualitatea în care Brazilia pierdea, părăsea, din grup. Competiția, da, grup, așa e. Da. Într-adevăr s-a impus în fața Serbiei, dacă nu mă înșel foarte cu 2 la 1, s-a da. impus greu și într-adevăr a, a continuat competiția. Dar vă spun, foarte multe echipe reprezentative m-au surprins în ceea ce privește abordarea tactică, în ceea ce privește bagajul tehnic și ambiția, emulația, m-a determinat să cred că nu mai există favorite certe. Am văzut naționala Senegalului care într-adevăr a fost eliminată și mi-a plăcut tare tare mult a jucat un fotbal combinativ Nigeria iarăși a jucat destul de bine și, și multe alte echipe Da, cum spuneți și Japonia mi-a mi plăcut de exemplu foarte vii, foarte foarte tehnic da. față de alte date cum s-au prezentat ei da, într-adevăr, avea o vit vitalitate ieșită din comun, a Japonii și o tehnică foarte, foarte bună. Se vede că da. în, în țara lor se investește masiv în, în ceea ce privește fotbalul. Au fost aduși și jucători uh, reprezentativi, uh, jucători care, cu siguranță, au pus umărul la uh, creșterea fotbalului uh, nipon. Uh, pentru că ați adus aminte de Țările mai mici și de egalizarea valorilor în fotbal, despre investiții în fotbal. Ați avut o experiență frumoasă și, zic eu, fericită din, din acest punct de vedere. Ați fost la fratele dumneavoastră în Qatar, care este. Fratele dumneavoastră este medic la o echipă din, din Qatar. Cum ați perceput organizarea cluburilor acolo, finanțarea pe care o primesc ele și ce v-a zis fratele dumneavoastră a fost mult timp medic la CFR Cluj, când CFR era în glorie, deci câștiga campionat după campionat. Cum percepe dumnealui valoarea fotbalului catarez? Da. Acum ce pot să vă spun este că am avut privilegiul de a participa la un meci acolo, la juca al Saad acasă, cu altă echipă, nu mai mi-amintesc, cred că cu al și am rămas total neplăcut, surprins de faptul că la meci, deși stadionul era extrem de cochet, o arenă frumoasă de vreo 20 25000 de mii de locuri, cred că la meciul respectiv n-au asistat mai mult de 2-300 de spectatori. Așadar, interesul din, din ceea ce am văzut eu acolo, interesul față de fotbal este extrem de scăzut. Acum, peste 4 ani, Qatarul va organiza campionatul mondial exact, și da. acolo, ceea ce am putut vedea, vă spun cu sinceritate, acolo se investește masiv, nu doar în ceea ce privește arenele, în ceea ce privește fotbalul, ci și în toată infrastructura pentru ca această țară să poată să organizeze la un nivel ridicat o competiție de asemenea învergură. Viața este total diferită acolo, religia pune anumite bariere în societatea respectivă. S-ar putea să, să vedem și o echipă de fotbal catareză care să aibă performanță mai cum au făcut în handball, au naturalizat rapid da. jucători din toată lumea și a făcut o echipă de handball da, extrem da, da. de competitivă. Ei l-au uh, adus uh, la Al Saad, l-au adus pe Xavi, uh, da. celebrul fotbalist uh, care a scris istorie pentru da. Barcelona. Da. Uh, și joacă, joacă la Al-Sad. A fost o lovitură teribilă de imagine pentru, nu doar pentru clubul respectiv, ci pentru întreg fotbalul uh, catarez. Uh, cred eu că vor, uh, vor marșa pe naturalizări și <laughs> își, vor crea o echipă, își vor crea o echipă competitivă Plumea. care să facă față uh, rigorilor fotbalului actual. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție, dar totuși vreau să mă întorc la sportul din școli, pentru că sunteți profesori. Mulți profesori se plâng că nu mai sunt interesați copiii de sport, că tot timpul pe calculator nu mai vor să facă mișcare. Aveți aceeași părere? Acum să știți că Multitudinea alternativelor, într-adevăr, îi uh, poate îndepărta pe copii de sport, dar uh, și noi, ca profesori, trebuie să avem abilitatea de a-i atrage pe copii spre sport, spre mișcare. Dacă, dacă îi facem să conștientizeze utilitatea și importanța sportului în viața noastră, să-i facem să uh, vină cu drag la, la uh, sport. Fie că este vorba de orele de educație fizică, fie că este vorba de activitățile colaterale care au în prim plan sportul, atunci într-adevăr copiii vor veni și vor face mișcare și vor crește uh, sănătos. Noi trebuie să punem accentul în primul rând pe favorizarea proceselor de creștere și de dezvoltare fizică generală a celor ce practică uh, mișcarea. Pentru că în fond, știți cum e proverbul acela, Man sana incorpore sano. Da. Minte sănătoasă în corp sănătos. Noi la Colegiul Național Radu Negru avem privilegiul de a lucra cu, avem un material uman de calitate, avem o bază sportivă corespunzătoare și avem condiții optime pentru a putea să performăm. Sunteți și antrenori la o grupă de copii, la un club din, de fotbal din Făgăraș. Vedeți că de o perioadă fotbalul făgărășan stagnează. Dacă a dat înainte jucători mari, de talie națională, și acum să nu se supere pe mine ce pe care nu-i amintesc, dar din care mi-aduc eu aminte: pe Iuliu Năftănăilă, pe Pescaru, pe Ionel Ganea, pe cine să mai zic, pe Ion Gheorghe, pe Vasile Nucă, pe, și mai sunt pe care poate nu mi scapă mie acum. Deci, de, de, de Nistor Văidean... Uh, și alții, și alții, deci cei care vii sus acum au ajuns. Uh, Piciu Ciutak, uh, au ajuns în echipele naționale și cu siguranță în Divizia A, care era primul eșalon al țării atunci. Iată că de foarte multă vreme, uh, făgăreșenii n-au mai dat un, uh, un vârf din acesta care să joace în naționala României. Câteodată cum Ionel Ganea să fie chiar decisiv genau, vi în Anglia, de Anglia de acum, da, da, din din da, golul din penal. Da, da. Acum știți cum e, de regulă, de regulă, în toată țara a scăzut, a scăzut interesul pentru, pentru fotbal. La nivelul centrului de copii și juniori, la nivelul întregii țări sunt sunt probleme. Trebuie să investim masiv și când spun investim, nu mă refer la Componenta financiară. Trebuie să muncim foarte mult cu copiii pentru a ajunge să, să, să avem rezultate la nivel de seniori. Este o muncă decisiv, este o muncă complicată, ai nevoie, de, ai nevoie pe lângă pricepere, ai nevoie de răbdare, de continuitate în pregătire, dar și rezultatele în eventualitatea în care le atingi sunt. sunt Aveți uh, talente sau uh, copii care. Uh, Sperați dumneavoastră că vor izbucni la un moment dat la acest club? Știți cum e? Sunt copii valoroși, și copii, copii cu, cu, potențial, copii talentați, însă este nevoie de, de, foarte, foarte multă muncă. Este nevoie de continuitate în pregătire, este nevoie ca grupelor de copii să le oferi competiție. competiție. Competiția crește un copil. Pe lângă antrenamentul zilnic, dacă nu-i oferi copilului emulația generată de participarea în, în întrecele sportive, munca, munca nu este, munca nu este finalizată. Să sperăm că lucrul se vor așeza pe un făgaj normal, și în ceea ce privește sportul. Și încet, încet, făgărașul să se, se poată mândri cu o echipă care să joace măcar în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al țării. Eu sunt convins că în făgăraș sunt suficient de mulți oameni care ar, ar veni cu plăcere la un astfel de joc în Liga 3, spre exemplu. Domnule profesor, eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes în tot ce întreprindeți, pentru că sunteți într-adevăr un om foarte energic și puternic implicat în sportul făgărășan. Vă mulțumesc tare mult și pentru invitație și vă doresc multă sănătate. Mulțumesc încă o dată. Dragi făgărășeni, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.